Rafalele de vânt care au măturat județul Neamț noaptea trecută au făcut probleme în câteva localități. La Bicaz, acoperișul unui depozit de cereale a fost mult de rafale și a căzut peste o locuință. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime pentru că imobilul nu era locuit. La Poiana Teiului, un arbor a căzut pe carosabil, situația fiind gestionată de pompieri. Trei intervenții au fost în Piatra Neamț. Pe Bulevardul Republicii, o bucată de tablă din acoperișul unui bloc a căzut pe carosabil, iar pe străzile Garofiței și Progresului, vântul a smuls câteva pălăci de azbociment din acoperișuri. Căsuțele din zona târgului Piatra lui Crăciun, tărâmul moșului de pe platoul Curții Domnești, au avut și ele de suferit. Probleme au mai fost cu cablurile de telefonie pe strada Mărăței. Un polițist local asigurând zona în sensul că a ridicat și coborât acel cablu pentru ca autoturismele să nu-l agațe. Casa Culturii din Târgu Neamț a găzduit conferința de alegere a organizației PSD din localitate. Daniel Harpa a predat simbolic ștafeta de președinte al organizației actualului viceprimar al orașului Vasile Apopei. În sală a participat aproape întreg staful județean al PSD-ului plus invitații. A fost Dragoș Chitic în numele PMP, e discutabil dacă și din postura de reprezentant al partidului, Laurențiu Dulamă de la PUSL, dar a lipsit Iona Saftei de la ALDE, partenerul de guvernare de la județ. Absența cea mai discutată a fost a actualului prefect de Neamț, Adrian Niță, unul dintre primi vicepreședinții organizației județene. Piesa de rezistență a întâlnirii a reprezentat un film care a prezentat activitatea lui Daniel Harpa în fruntea organizației și a orașului. Și o echipă competentă. Așa a început povestea lui Daniel Vasilică Harpa, ca primar social-democrat ales în 2012 de comunitatea târnemțeană. Așa a început și ascensiunea Partidului Social-Democrat în județul nostru, cu Târgu Neamț epicentru al transformării politice. Au trecut 11 ani, primii cu primăria Târgu Neamț înglodată în datorii de vechea administrație. Am ieșit din glod cu sprijin de la județ, de la guvernul PSD și în special cu accesări de fonduri europene. Mi-am dorit ce vor toți locuitorii. Alegerile, ca de obicei în asemenea cazuri, au constituit o formalitate. Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost condamnat definitiv la închisoare. El va sta 5 ani în spatele gratiilor pentru luare de mită. Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în 2016 după ce a primit 70.000 de lei de la cineva din conducerea unui club de fotbal local pentru a continua să-l susțină financiar. Curtea de apel Cluj a respins astăzi apelul primarului și a menținut sentința din februarie anul trecut dată de Tribunalul Cluj. Rămân sechestrate și o serie de bunuri, un autoturism Porsche, două terenuri, dar și locuința sa. Din completul de judecată care a dictat sentința a făcut parte și judecătoarea Georgiana Rodica Farcaș-Hângan, pe care soacra edilului a încercat recent să o mituiască pentru o sentință favorabilă primarului. Apar primele sancțiuni după cazul de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Autoritatea sanitar-veterinară a amendat unitatea medicală cu 12.000 de lei pentru încălcarea normelor privind asigurarea trasabilității produselor servite pacienților. Și Mănăstirea Floreștișa, care a trimis alimentele cu probleme, a primit o amendă de 40.000 de lei pentru că lăcașul de cult nu avea aviz pentru activități de alimentație publică și nici autorizație de transport produs alimentare. Inspectorii au găsit în bucătăria mănăstirii și ulterior au confiscat peste 100 de kilograme de pește. Vă reamintim, 3 pacienți internați la psihiatrie au murit, iar alți 23 au fost transferați la alte spitale după ce au mâncat alimente pe bază de pește, primite pomană de la mănăstire. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila declara imediat după incident că totul a plecat de la faptul că spitalul a acceptat mâncare din afară a unității medicale. Regulile au început practic în momentul în care a fost acceptată o mâncare, care sigur era de la mănăstire, nu am niciun fel de obiecții din punctul ăsta de vedere, dar știm bine că în spitale se poate distribui o mâncare în care există o autorizație din partea celui care... Ce spune legea în ceea ce privește primirea mâncării în spitale? Ce trebuie să verifice cei care conduc aceste spitale și ce pot să primească? Problema nu este ce trebuie să verifice, ce trebuie să accepte, pentru că aici
nu trebuiau să verifice ceva în mod deosebit, ci trebuiau să accepte alimente care veneau dintr-o sursă care era verificată și autorizată pentru acest tip de activitate. În mod evident, nu a existat așa ceva. Am discutat și cu colegii de la ANSVSA care au verificat respectiva bucătărie din cadrul mănăstirii. E clar că atunci când nu respecti niște proceduri, se pot întâmpla accidente. De data aceasta a fost vorba de un accident tragic, soldat cu 3 decese. Ancheta, vă dați seama că nu este doar de natură medicală, va fi și o anchetă de natură penală și toate aceste lucruri vor face concluziile și o să vedem în timp care este situația. Evident că noi o să verificăm respectarea condițiilor igienico-sanitare în acest spital, inclusiv a celor de alimentație, cum sunt ele îndeplinite. Direcția de Sănătate Publică va face acest lucru, dar alte autorități ale statului sigur vor face și ancheta de natură penală, pentru că e vorba de 3 decese și lucrul ăsta, vă dați seama, nu poate să treacă fără o astfel de anchetă. Guvernul va amâna noua lege a salarizării din sistemul bugetar cu un an până în 2025. Premierul Marcel Ciolacu a făcut anunțul într-o emisiune la Europa FM. Întrebat despre promisiunile făcute profesorilor în vară în timpul grevei acestora, șeful guvernului a spus că se va încerca o nouă majorare a salariilor din educație și anul viitor. Este în cererea de plată numărul 4, categoric, la fel ca și reforma fiscală. Părerea mea că va avea aplicabilitate din anul 2025. Nu știu dacă de la începutul anului. Păi și cu profesorii cum faceți? Că de la 1 ianuarie trebuia să fie o creștere de 50% din creștere prevăzută de noua grilă, de salarizare din legea salarizării. În primul rând, profesorii au avut o creștere aprobată în avans de 25%, care când s-a pus în aplicare s-a dovedit a fi de aproape 30%. Vorbesc ca și efort bugetar, nominal. Cifrele nu au cum să mintă. Mâine, poimine, la ora 10, am iarăși întâlnire cu lideri. Nu vom avea o lege a salarizării pusă în aplicare pe anul viitor. Vom avea discuțiile astfel încât până la legea salarizării să acoperim cât mai mult din acești 50%. Sunt ferm convins că voi avea discuții asta și cum mai... Asta a fost principalele promisiuni făcute profesorilor atunci în stradă. S-o vine legea salarizării, mintea s-o naș și ea ca n-a venit. Și uitați-o să o și respect. Eu înțeleg că și dumneavoastră, și eu, și toți românii, ne dorim să le fi făcut pe toate în 4 luni. Repet, nu sunt Harry Potter. Mă numesc Marcel Ciolacu. Și președintele PNL Nicolae Ciucă a confirmat faptul că legea salarizării va fi amânată cu un an. Modificările de salarii de la buget sunt un jalon important în PNRR. Șeful Senatului a spus la Digi24 că, din punct de vedere politic, nu ar fi corect să vină cu o astfel de lege în plin an electoral. Pe lângă toate celelalte jaloane, sunt două jaloane foarte importante. Este jalonul prin care se elimină inechitățile și disparitățile din sistemul de pensii din România și eliminarea inechităților din sistemul de salarizare. Deci va trebui ca la nivelul guvernului, la nivelul ministerelor de linie, să înceapă lucru și pentru noua lege a salarizării, sigur, care nu face obiectul anului 2024, nu mi s-ar părea nici măcar din punct de vedere politic corect să venim cu o astfel de măsură într-un an electoral. DNA cere ridicarea imunității pentru fostul premier Florin Câțu, dar și pentru foștii miniștri USR ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Procurorii anticorupției acuză de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ar fi vorba despre un dosar care vizează achiziția de vaccinuri din timpul pandemiei COVID între ianuarie și mai 2021. DNA spune că guvernul de la acea perioadă ar fi cumpărat un număr semnificativ mai mare de doze de vaccin anticovid de la Pfizer și Moderna,
condițiile în care numărul celor eligibili pentru imunizare era de aproape 11 milioane de persoane. PSN News scrie că ar fi fost cumpărate în plus aproape 53 de milioane de doze, deși vaccinurile contractate anterior erau suficiente pentru aproximativ 23 de milioane de persoane. Prejudiciul din dosar ar depăși 1 miliard de euro. Președintele PNL Nicolae Ciucă a spus aseară într-o emisiune la Digi24 că parlamentarii liberali vor vota pentru ridicarea imunității lui Câțu. În momentul în care vom primi documentele de solicitare din partea DNA, am obligativitatea în calitate de președinte al Senatului să convoc de îndată biroul permanent și în baza analizei și deciziei biroului permanent, documentele să fie înaintate către Comisia Juridică, comisie care va analiza documentele, va întocmi un raport, iar raportul va merge spre aprobare în plenul Senatului și în plenul Senatului, desigur, vom proceda cum am procedat și până acum, acordând votul nostru pentru a lăsa justiția să își facă datoria. Deci senatorii liberali vor vota pentru toți? Da. Dacă se întâmplă altfel? Eu îmi exprim convingerea că senatorii Partidului Național Liberal vor avea propria judecată și vor lua decizia în conformitate cu ceea ce au făcut și până acum la nivelul partidului. De fiecare dată când au fost astfel de situații, am procedat exact cum am menționat mai devreme. E o problemă pentru PNL scandalul ăsta? Este o problemă pentru Partidul Național Liberal în sensul în care, sigur, imaginea partidului în acest caz este afectată. Florin Câțu a fost președintele partidului, a fost prim-ministru, este membru al Partidului Național Liberal. Nu putem să spunem că nu s-a întâmplat nimic sau că nu se întâmplă nimic. Dar în atare situație, eu consider că este absolut corect să lăsăm instituțiile statului, justiția să își deruleze procedurile și în final să vedem care este concluzia. Și actualul premier a reacționat după anunțul DNA. Marcel Ciolacu i-a criticat dur pe cei trei. Președintele PSD a spus că și parlamentarii socialdemocrați vor vota pentru ridicarea imunității. Un lucru pe care mi-aduc aminte că l-am spus când eram în opoziție. În timp ce noi stăteam în casă, se făcea o mare afacere în România. Una dintre afaceri, achiziționarea vaccinurilor, mai sunt și altele. Aduceți-vă izolete, de măști neconforme. Întotdeauna aflarea adevărului duce ca o societate să fie mult mai așezată și mult mai liberă. N-am comentat niciodată decizia unui magistrat, nu o să comentez nici de această dată. Categoric, colegii mei vor vota pentru ridicarea imunității. Am fost făcut prost, am fost făcut în toate felurile când spuneam că a fost o decizie aberantă în acel moment. Vedem din comunicatul DNA-ului că aveam pârghii de a trece în contract ca să nu se piardă acești bani. Vom vedea, va fi o negociere coordonată. Ce pot să vă spun cu certitudine, nu va exista niciun impediment ca să se știe tot adevărul în spațiu public. Armistițiul dintre Israel și teroriștii Hamas a început. Dimineața au trecut granița din Egipt în fâșia Gaza primele camioane cu ajutoare umanitare. Este vorba despre mai multe cisterne cu combustibil. Acordul de încetare a focului a început la ora locală 7 și presupune o pauză în luptele din nordul și sudul enclavei palestiniene pentru următoarele 4 zile. Astăzi, teroriștii ar urma să elibereze un prim grup de ostatici, 13 femei și copii. Simultan, Israelul a anunțat că va elibera palestinienii deținuți în închisori. Armistițiul și schimbul de prizonieri a fost mediat de Statele Unite și Qatar.
Un cercetător român face parte dintr-o echipă de specialiști de la Harvard, Cambridge și Mission Therapeutics, care încearcă să găsească un tratament viabil pentru boala Parkinson. Echipa din care face parte și Gabriel Balmuș a publicat săptămâna trecută cercetarea la care lucrează într-o revistă de specialitate. Lucrarea este văzută ca un pas important în domeniu. Gabriel Balmuș reprezintă în cadrul cercetării Institutul Britanic pentru cercetarea demenței din cadrul Universității din Cambridge, Departamentul de Neuroștiințe Clinice al acestei universități, precum și Departamentul de Neuroștiință Moleculară al Institutului de Neuroștiințe din Transilvania Cluj-Napoca. Alți 12 cetățenii români, dar și membrii familiilor lor evacuați din fâșia Gaza s-au întors în țară. Aceștia au fost aduși cu o cursă specială Tarom din Egipt, anunță Ministerul Român de Externe. Grupul de 12 reușise să iasă din fâșia Gaza în Egipt miercuri. Până acum, 249 de cetățenii români și membrii de familie acestora au fost evacuați din fâșie. Diplomația de la București anunță că dialogul cu autoritățile izraeliene și egiptene la fața locului continuă până la finalizarea evacuărilor. Coduri portocaliu și galben de viscol anunțate de ANM sunt vizate județele din jumătatea sudică a țării, dar și cele din sudul și centrul Moldovei. Codul galben va fi în vigoare de la ora 18 până duminică seară. Aria precipitațiilor se va extinde și va cuprinde regiunile sudice și sud-estice, unde se vor acumula cantități de apă însemnate. La început va ploua, iar ulterior precipitațiile se vor transforma în lapoviță și chiar în ninsoare. Și vântul va sufla cu putere. Codul portocaliu intră în vigoare duminică la ora 2. Sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța și Călăraș. Meteorologia anunță că va ninge și va fi viscol. Vântul va sufla la rafală și cu 85 de km pe oră, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Codul portocaliu expiră duminică la ora 16. Vineri va exista o încălzire a vremii în regiunile sudice și estice. Vremea chiar va deveni caldă pentru această dată în aceste regiuni, iar în rest valorile termice se vor situa în general în limite normale pentru perioada în care ne aflăm. Temporar însă vor fi precipitații, ziua predominant sub formă de ploaie locală în vest, nord și în centru, iar din orele serii aria ploilor va cuprinde treptat regiunile din jumătatea de sud a teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi și cantități de apă mai însemnate, ce vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, iar intensificarea ale vântului vor fi în continuare, mai ales ziua la munte. Pe creste, rafalele vor depăși 70-90 km pe oră, dar și în restul teritoriului, însă la viteze mai reduse. Temperaturile maxime ale zilei de vineri vor fi de la 3 grade în Maramureș și în estul Transilvaniei, până la 16-17 grade în sudul Olteniei, al Munteniei și al Dobrogei, iar cele minime din noaptea de vineri spre sâmbătă se vor încadra în general între minus 2 și 6 grade. Liga 1 se întoarce, etapa 17-a începe cu partida dintre Hermannstadt și Polia și diseară de la ora 20:30. Petrolul Ploiești va primi vizita celor de la FC Botoșani. Mâine sunt programate alte două partide. Voluntariu va întâlni pe Farul Constanța, iar CFR Cluj pe UTA Arad. Capul de afiș al etapei este derbiul dintre Dinamo și FCSB de duminică. Meciul este programat de la ora 20:30. Tot duminică Oțelul o va întâlni pe Universitatea Craiova. Etapa a 17-a se va încheia luni. FCU Craiova are meci cu Sepsis Sfântul Gheorghe, iar Rapid cu Universitatea Cluj.